Ce aspecte avem pentru nativii Scorpion, cei pentru care fenomenul de lună plină de astăzi are loc pe axa 5-11. Un lucru interesant, ei chiar se bucură de foarte multă, să spunem, de o zonă un pic idealistă în plan personal, au șansa de a vindeca răni trecute, de a transforma negativul în pozitiv, maleficul în benefic. Este foarte importantă și corectitudinea și sinceritatea în plan personal. Sunt foarte visători, cu luna pe casa 5-a și soarele pe casa 11, ei chiar acum au o șansă deosebită de a vedea cine sunt adevărații lor prieteni. Aș spune că acum ei au o șansă deosebită să corecteze anumite lucruri care vin către ei într-o variantă ușor incorrectă. Adică o persoană care, să spunem, nu este sinceră față de ei, nu ține cu adevărat la ei, dar totuși stă în preajma lor. Să o vadă, să-i vadă adevărata intenție și să o elimine sau să o evite. Sau invers, o persoană care este foarte bine intenționată și care totuși până acum, pe care până acum au tratat-o cu mai multă ignoranță. Deci este o perioadă destul de interesantă din acest punct de vedere, în care ei cu adevărat se vor apropia de oamenii sinceri și se vor îndepărta de oamenii care nu au cele mai sincere intenții, cele mai bune intenții. Deci vor selecta persoanele care le aduc liniște sufletească și vor încerca să le departajeze de persoanele care îi agită, chiar dacă până acum poate a fost exact invers. Există și o înclinație aparte pentru viitor în viața scorpionilor. Sunt destul de vioi, destul de optimiști. Șansele apar uneori prin situații conflictuale, prin acest pluton pe casa a treia. Multe situații din prezent sau din viitorul apropiat sunt legate de trecut. Ei nu se află într-o postură în care sunt total rupți de evenimentele din trecut. Dimpotrivă, mulțumirea lor și fericirea și bucuria este foarte puternic legată de ceea ce au făcut în trecut. De exemplu, un nativ scorpion care are un trecut blocat sau apăsător nu are cum să fie fericit. Invers, un nativ scorpion care a făcut multe fapte bune, chiar dacă la un moment dat a mai și greșit, acum va beneficia de lucruri extraordinare. Așa este. Nativii din Scorpion au această posibilitate să conștientizeze în sfârșit acum faptul că o situație pe care o credeau într-un fel stă cu totul altfel. Da? Deci cumva să se lumineze din exterior, din interior, în ceea ce privește o persoană, o situație și acest lucru le dă posibilitatea să și evolueze. Pentru că până aceste greșeli, de fapt vorbim de niște greșeli de apreciere. Ei sunt acum capabili să își clarifice lucrurile, lumina adevărului intră în viața lor, văd exact cum stau lucrurile și de aici o acțiune în continuare. O acțiune însă obositoare, pentru că scorpionii acum, deși sunt o zodie extraordinar de puternică, au riscul să-și epuizeze cumva energia dacă nu și-o dozează bine. Nu e doar o caracteristică a lor, mai multe zodii se află în aceeași situație și este un pericol oarecum răspândit, pentru că este o efervescență, se văd ocaziile de fructificare a unor eforturi, a unor situații care apar acum și tendința este să dai totul, să acționezi foarte mult, să epuizezi tot ceea ce ai ca rezervă energetică și atunci trebuie să fie cumva atenți și la acest aspect. Într-adevăr, un rol important în viața lor în acest moment, spuneam că l-au elementele de natură karmică, elementele pe care le-au antrenat altădată. Ei pot fi beneficiarii unor fapte bune sau pot fi într-un moment în care a venit scadența. Este un moment bun pentru nativii Scorpion care au avut încurcături financiare să le rezolve sau să le remedieze sau în orice caz să se pună pe picioare făcând lucruri noi care să îi ajute să regleze ceea ce a fost făcut greșit. Spuneau că ei au destul de multă intuiție în zona aceasta financiară. Pot sărbători deja intrarea Mercur și a lui Venus în balanță pe casa 12-a pentru ei, în sensul că vor avea șansa să intuiască și mai bine cum să facă anumite speculații. Vor fi destul de interiorizați oricum săptămâna următoare. Din 18, peste câteva zile, Saturn își reia mersul direct în Capricorn, pe sextil cu zodia lor. Ca atare, mai ales pentru scorpionii din al doilea decan, va fi o perioadă foarte bună pentru a construi și a pune în practică anumite lucruri foarte serioase. Ei sunt foarte serioși, foarte
stabil, practic, ei pot concentra energia într-un mod în care aproape nicio altă zodie nu o face. Și au o revenire spectaculoasă, mai ales pentru acei scorpioni care nu mai fac de mult ceva în care au crezut. Să spunem un scorpion care, nu știu, a fost 10 ani scriitor, să spunem, și nu mai este, sau, nu știu, a fost 10 ani pictor și nu mai este. Acum este, să spunem, a întrerupt o perioadă, acum poate să reia acea activitate sau în orice caz există o șansă de implicare mult mai puternică pe zona respectivă. Ei chiar vor conduce acțiuni de mare forță în perioada imediat următoare, repet, reluând activități pe care le-au făcut cu o perioadă în urmă și, să spunem, au întrerupt. Așa este. Se leagă de ceea ce spuneam mai devreme în legătură cu acele uși care unele sunt deschise, iar celelalte sau multe dintre celelalte pot fi ușor deschise, cu un efort mult mai mic decât până acum, uși care au fost închise. Capacitatea lor creatoare, capacitatea lor de implicare publică, nu că s-a diminuat, dar pe acele domenii de activitate, ea nu s-a manifestat pur și simplu. Iar acum există, prin această deschidere care are loc în lumea spirituală, posibilitatea ca să reia cu naturalețe și cu eficiență acțiuni care până atunci, de care se despărțiseră, le făcuseră acele activități, a fost un blocaj, au fost închise acele uși, acum s-au deschis din nou și aproape ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, ei performează din nou, sunt capabili să performeze. Mergem mai departe să